În pace tuturor și Duhului tău. Fericită este în calea în care mergeastă suflete, că s-a gătit ție loc de odihnă. Către tine, Doamne, voi striga. Înțelepciune! Din epistola întâi către Tesalonicenea Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, despre cei ce au adormit, nu voim să fiți neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Și aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți. Pentru că însuși Domnul într-o poruncă la glasul Arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și cei morți întru Hristos vor învia întâi. După aceea noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzut. Așa pururea cu Domnul vom fi. Sfinție, sfințite, cititorule, și Duhul lui cel pe care l-ai ales și l-ai primit, Doamne! Aliluia! Către tine, Doamne, voi striga!